Spitalul județean din Târgu Jiu a ajuns la fundul sacului. Medicamentele lipsesc cu desăvârșire din farmacia unității, iar în curând cadrele medicale și auxiliare riscă să rămână fără salarii. Fonduri nu mai sunt, iar situația se anunță a fi din ce în ce mai grea. Dacă Ministerul Sănătății nu binevoiește să acorde spitalului sumele necesare, consecințele vor fi extrem de grave. Să sperăm că va ajunge o sumă suficientă și spitalul județean din Târgu Jiu. După calculul nostru ne-ar trebui în jur de 100 de miliarde să reușim să depășim, adică să plătim salariile. Pe luna decembrie, pentru luna noiembrie, și să reușim să achităm și furnizorii care am intrat în incapacitatea de plată. Închiderea spitalului ar fi o adevărată tragedie pentru bolnavii care au nevoie de urgențe. Și asta pentru că transportarea la Craiova, care este cea mai apropiată unitate spitalicească abilitată în acest sens, iar putea costa viața. Aici se rezolvă marile urgențe. Dacă bolnavii cronici sau micile urgențe se pot rezolva în celelalte spitale din județ politrauma și bolnavul extrem de grav nu se poate rezolva decât la spitalul din Târgu Jiu. Pentru că spitalul județean din Târgu Jiu să mai iasă din datoriile în care este îngropat ar fi nevoie de aproximativ 100 de miliarde de lei vechi, însă posibilitatea ca acești bani să ajungă la Târgu Jiu este una infimă.